Gaten cu Țirea și ceilalți strigă că tăia gura. Săriți! Ajutor! Ne omoară poporul! Cum cer ne-a lor ajutorul? Acum de pildă, avem alegeri. Strigă dumnealor în străinătate, veniți la noi în țară, veniți să ne omoară oamenii la alegeri. Veniți că nu votează pentru noi. Veniți să vedeți că ar vrea să voteze pentru noi, dar nu-i lasă groza Teohai și mai știu eu cine. În felul acesta, domnii istorici interpelesc, calță în picioare, își bag joc de independența țării, de independența poporului. Ei vor să ne facă pe noi, să ne prezinte pe noi, mulțimea mare, ca pe niște minori, ca pe niște sălbateci, ca pe niște neonești, care trebuie să fim puși sub interdicție, sub control, să ne se uite pe degete, să ne se uite în ochi, să vadă ce gândim, să ne spui că nu gândim bine ce gândim, să ne învețe cum să trăim și cum să ne ducem viața.